de la Radio România și TVR Craiova, cum a fost? Cine a câștigat în acest duel? Nici, cum să vă spun, am spectatorii, exact. Adică suntem în fiecare săptămână la Filarmonica din Vâlcea. Cred că este una dintre cele mai bune filarmonici. Și organizare, și astăzi a fost mai mult organizare. E extraordinară, niște soliști, numărul 1 și numărul 2, viorile numărul 1 și numărul 2, pianul, pianistul. Un arbitru. Un arbitru, dar la nivel național cred că este poate cel mai bun arbitru și pianist. Bună seara, cum a fost? Minunat, mai mult decât minunat. Cine a câștigat? Ceva deosebit, noi. Noi am câștigat. Cum a fost la concert? Minunat. Noi am câștigat. Doamna Tina, cum a fost la concert? Un vis. Mult dorit și așteptat. Ne nobilează orașul și asta este tot ce vrem. Cine a câștigat din acest duel? Noi. Normal. Și vă mulțumesc din suflet pentru gândul bun și filarmonice că a propus asemenea concert. Iar arbitrul? Toți. Ne-am obișnuit totuși ca, chiar dacă turneul aflat la 8-a ediție să se încheie aici la Râmnicu Vâlcea, totuși... Și am rămas surprinsă că a ales Vâlcea. Păcat că sala n-a răspuns ca atare. Aș fi vrut să nu se mai termine și pentru noi nu s-a terminat, pentru că este un eveniment care rămâne peste an. Și peste anul acesta, cu greutăți și de data asta, cu bucurii. Noi vă mulțumim! Cum a fost la concert? Nu am cuvinte să știu cât de frumos, cât de special a fost pentru noi râmnicenii să avem în mijlocul nostru doi oameni deosebiți. Iar arbitrul? N-avem cuvinte. Ce să vă spun, a fost extraordinar. Vă văd emoționată. Da, chiar și sunt emoționată. Mi-a plăcut foarte mult. Nici nu mă gândeam să ajung. Am fost plecată la București și am ajuns până la urmă. Să sperăm că de acum încolo vom mai avea asemenea surprize plăcute. Din acest duel, cine a câștigat? Toți au câștigat. Nu, toți am câștigat. Toate cele bune, Doamne. Câștigat din acest duel? Din acest duel, cred că a câștigat publicul. A fost o seară specială, un privilegiu pentru publicul vâlcean să auzim două viori de excepție și, în general, un trio excepțional, o muzică frumoasă. Suntem mai îmbogățiți, bucuroși și suntem pregătiți să așteptăm și alte asemenea manifestări. Cum a fost concertul? A fost de excepție, o încântare. Mi s-a părut prea scurt, iar maestrii au fost extraordinari pentru noi. A fost așa o sărbătoare. Ne mai mărturiseau cei cu care am vorbit că nu și-ar fi dorit să se termine. Da, am fi vrut până dimineață, da. Îi felicităm și le mulțumim că au venit și sperăm că publicul de aici le-a mers la suflet. Cum ei ne-au mers nouă la suflet. Din acest duel, cine a ieșit câștigat? Amândoi. Muzica. Și cred că noi, vâlcenii, am câștigat foarte mult. Să înțeleg că vii mai doriți aici. Da, da, absolut, da. Și aș putea spune că de când s-a deschis stagiunea, am avut parte numai de concerte de calitate. Și ne bucurăm foarte mult. Și noi vă mulțumim. Poate cu o întrebare, să ne spune și nouă cum a fost concertul? Mi-a plăcut extraordinar. Vrea să mai vină cu câteva programe. Să-i mai chemați? Cine se ocupă să-i mai cheme? Din duelul acesta cine a ieșit câștigat? Păi, cei care am ascultat. Noi. Și dânsii, bineînțeles, că au experiență în plus o seară. Cei cu care am mai stat de vorbă ne-au spus că și-ar fi dorit să nu se mai termine concertul. Dar trebuia să mai dorm o oră după amiază, să pot eu să rezist. Da, nu, mi-ar fi plăcut să mai stau o oră, măcar. Păi v-am spus și noi cei care am ascultat muzică bună,
dar și dânsii ca o experiență în plus. Au venit la Râmnicu Vâlcea. Ne-au văzut și pe noi. Domnul manager, ne aflăm la finalul unui concert cu totul aparte. Au văzut foarte mulți melomani cu lacrimi în ochi și nu minte deloc. La finalul turneului Duelul Viorilor, ales poate deloc întâmplător a se încheia la Râmnicu Vâlcea, în calitate de gazdă acestui eveniment regal, ce ne puteți spune la final de turneu al Duelul Viorilor? Așa este, sunt la fel de emoționat ca și cum aș fi cântat eu și ca și muzician, mai presus decât a fi manager, este o mare onoare ceea ce s-a întâmplat în această seară la Râmnicu Vâlcea, un eveniment de elită, un eveniment de excepție. Așa cum am spus și mai devreme, Râmnicul a fost pus pe harta marilor evenimente culturale ale României și Duelul Viorilor din această seară a fost un moment pe care sperăm vâlcenii nu îl vor uita, pentru că asemenea momente sunt extrem de rare. Ne bucurăm încă o dată și a fost o reală onoare să îi primim pe acești virtuozi ai viorilor, marilor rutieri, Stradivarius și Guarneri, astfel încât nu mai sunt foarte multe cuvinte de spus. Maestrul Gabriel Croitoru, care va veni în câteva momente, este cel mai îndreptățit să vă mai spună câteva cuvinte. Eu sunt încântat, sunt bucuros, sunt onorat că am putut să facem și să oferim acest recital vâlcenilor care, într-adevăr, au plecat în această seară cu lacrimi în ochi. Lacrimi de bucurie, lacrimi care exprimă o emoție extraordinară, pentru că sunetul acestor viori încă se mai aude în sala care acum este goală, dar a fost plină. Și poate că n-au plecat deloc, eu știu, cu sufletul fără speranță și poate o să vă și rup această promisiune acum, că poate și în anii viitori vom avea din nou pe scena Filarmonicii din Râmnicu. Atâta timp cât vâlcenii vor continua să fie prezenți, măcar cât au fost în această seară, și le mulțumesc din suflet de muzician, în primul rând, pentru că de la începutul acestei stagiuni, recunosc, poate am început foarte... cu mult avânt, am avut foarte multe concerte până în acest moment și vor continua. În sfârșitul anului pregătește multe surprize melomanilor vâlceni. Atâta timp cât ei ne vor susține, suntem convinși că le vom putea oferi cele mai frumoase concerte și cele mai deosebite momente muzicale pe care dânșii le așteaptă de la noi. Și fără a divaga de la evenimentul din această seară, am văzut totuși că în luna noiembrie unul dintre vioriști va fi din nou prezent la Râmnicu. Da, maestrul Gabriel Croitoru este conducătorul virtuozii, Croitoru String Virtuozii, și vă va spune în câteva momente despre acest proiect, tot un turneu național susținut de Ministerul Culturii, un proiect excepțional pe care imediat l-am îmbrățișat și l-am primit la Râmnicu Vâlcea. Așadar, pe 18 octombrie veți avea parte, noiembrie, veți avea parte de un concert excepțional la care vă invităm să ne fiți alături. Va fi duminică seara, va fi relaxant, va fi muzică românească de cea mai bună calitate într-o interpretare de excepție. Domnul Croitoru, a 8-a ediție a turneului Duelul Viorilor se încheie în această seară, s-a încheiat la Râmnicu Vâlcea. Cum ați ales să reveniți la Râmnicu Vâlcea și cum a fost acest turneu și dacă pentru edițiile viitoare veți mai trece Râmnicu Vâlcea pe har? Cu siguranță am ales Râmnicu Vâlcea pentru publicul minunat pe care îl aveți. De altfel am și scris în cartea Filarmonicii lucrul acesta. Mi se pare că ați reușit să atrageți de partea muzicii bune o mare parte din cei care altădată poate nu călcau într-o sală de concert. Iată că și noi, prin repertoriul pe care l-am abordat astăzi, am încercat să facem același lucru. Practic am făcut o selecție din cele 7 ediții anterioare, nu neapărat din cauza anului aniversar centenar,
ci pur și simplu ne-am gândit să fie cât mai atractiv, să fie cât mai pe gustul fiecăruia și după reacția publicului aș zice că ne-a și reușit. Am văzut foarte mulți din cei prezenți în sală cu lacrimi în ochi, de emoție, bucuroși și erau foarte încântați de ceea ce ați făcut și chiar solicitau prin intermediul nostru să reveniți la Râmnicu. Se va mai întâmpla cu siguranță, pentru că, cum spuneam, îmi face plăcere de fiecare dată colaborarea alături de această filarmonică. E adevărat că în seara asta n-am cântat cu filarmonica, dar publicul, cum spun, e același și cred că cu siguranță voi mai reveni. De altfel, chiar vin în data de 18, mă reîntorc alături de coritorul String Virtuosi și de fata mea Semina, cu un program de data asta special pentru centenar. Este vorba despre niște prime audiții, prime audiții în versiunea respectivă, pentru că ele sunt piese arhicunoscute, Hora Mărțișorului, Hora Staccato, Ciocârlia, baladele de Porumbescu, de Enescu, dar în versiune de vioară solo cu orchestră de cameră, foarte rar s-au cântat sau aproape deloc. Poate că la Râmnicu Vâlcea să fie o prima audiție. Așa că ne dorim cât mai multă lume în sală când vom reveni. Și cine a ieșit câștigător în urma acestui duel? Asta trebuie întrebat arbitrul. Eu sunt unul dintre executanți, sunt cel care reprezintă, să spunem, echipa Guarnerii. Întotdeauna am susținut cauza acestei viori. Mi se pare că este mai bună decât cealaltă. Lăsăm la o parte, cum să spunem, maestria sau felul în care fiecare dintre noi le mânuiește, pentru că singure n-au învățat să cânte. Totuși, există, eu personal am o afinitate pentru viorile Guarnerii. Și o ultimă întrebare, de ce s-a ales pentru anul acesta doar trei orașe a fi... Simplu, răspunsul e foarte simplu, din cauza programului ucigător al fiecăruia dintre noi, n-am reușit să ne punem de acord să facem mai multe, dar poate că îl facem, că am mai făcut și în alte ediții de falcat, așa cumva, 3-3-3 și în funcție de, na, fiecare are programul lui, e complicat să ne aduc, a fost la început complicat să ne adunăm, să ieșim pe scenă împreună, după care, iată, ne-am împrietenit, ne-am apropiat, astăzi reprezentăm, aș zice, o echipă, chiar dacă fiecare dintre noi susține cauza viorii celelalte, cu un arbitru dintre noi, iată că reușim să ne reîntâlnim an de an cu bucurie și să aducem împrejurul nostru doar muzică bună. Și în această formulă vă așteptăm din nou la Râmnicu. Să dea Dumnezeu. Mulțumesc. Să rămână. Să rămână, mersi.